Sâmbătă, zi plină de emoții. Aladin Georgescu a fost învestit în funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți, un nou mandat în care va da dovadă de implicare și devotament necondiționat în continuare, astfel încât mehedințenii să aibă cele mai bune condiții de trai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Mehedinți. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aladin Georgescu a fost investit în funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți în decursul zilei de sâmbătă. În ultimii 4 ani, Mehedințul a fost un șantier în lucru. Investiții ample au fost demarate în toate domeniile, pornind de la infrastructura rutieră și de sănătate până la sistemul de învățământ. Aladin Georgescu a atras investiții importante, astfel încât mehedințenii să poată beneficia de condiții optime de trai. Mulțumiți de implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, cetățenii și-au arătat aprecierea prin votul acordat în data de 27 septembrie. Sfinția voastră, stimată doamnă subprefect, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri județeni, stimați colegi și invitați. Astăzi, 31 octombrie, este un moment important pentru viața administrativă și politică a județului Mehedinți. Alegerile locale au adus în județul Mehedinți mai puține schimbări decât în alte județe și profit de ocazie să le urez bun venit în Consiliul Județean noilor colegi consilieri județeni. Suntem în această formulă, în acest moment, în urma deciziei pe care au luat-o mehedințenii prin votul din 27 septembrie. Un nou vot de încredere pentru mine, în funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți, înseamnă recunoașterea și aprecierea pentru munca depusă în ultimii 4 ani, sigur, împreună cu colegii consilieri județeni și colegii din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mehedinți. Am demarat investiții de anvergură și nu mă feresc să spun că sunt cele mai importante din ultimii 30 de ani în infrastructura rutieră și de sănătate din județul Mehedinți. Vreau să cred că, în urma jurământului depus astăzi, doamnelor și domnilor consilieri, încheiem și un parteneriat pentru județul Mehedinți. Pentru că, dincolo de apartenența politică la un partid sau altul, trebuie să respectăm decizia mehedințenilor și să continuăm proiectele pe care le-am început. În ultimii 4 ani, la nivel de comunicare, am deschis instituția Consiliului Județean Mehedințenilor. Am ținut cont de solicitările dumnealor, am intervenit cu investiții acolo unde a fost nevoie și îmi doresc să avem și la nivelul Consiliului Județean o colaborare foarte bună. De această colaborare depinde continuarea proiectelor cu fonduri europene pe care le avem în implementare în sistemul de sănătate și în infrastructură. Ne propunem, în continuare, să atragem fonduri europene și să dezvoltăm județul pentru atragerea de investitori și dezvoltarea turismului. Suntem pe drumul cel bun și prioritatea acestui mandat este dezvoltarea economică în interesul locuitorilor județului Mehedinți. Înainte de toate, traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere sanitar. Iar Spitalul Județean de Urgență, Drobeta Tronul Severin și Spitalul și personalul de acolo au nevoie de sprijinul nostru. Deși nu de puține ori a fost culită această unitate medicală în campania electorală, am constatat cu toții că medicii și asistentele, cu sprijinul nostru când a fost nevoie, au ținut sub control situația epidemiologică și am încredere că lucrurile vor continua pe aceeași linie. Le mulțumesc încă o dată mehedințenilor pentru votul din 27 septembrie, celor care au votat echipa PSD Mehedinți și celor care și-au dat votul pentru celelalte partide politice care au intrat în Consiliul Județean. Reprezentăm interesele tuturor locuitorilor, iar acest lucru trebuie să ne ghideze activitatea de aici înainte. Vă felicit pentru noile mandate, stimați colegi. Să ne revedem cu sănătate! Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a demarat cele mai importante și ample investiții din ultimii 30 de ani. Cu un nou mandat primit din partea oamenilor, putem afirma faptul că Mehedințul continuă pe drumul cel bun. Astfel, vor fi continuate proiectele deja începute și vor fi demarate unele noi, pentru că bunăstarea mehedințenilor a fost mereu pe agenda președintelui Consiliului Județean Mehedinți.